Începând de astăzi și până la sfârșitul săptămânii, agenții serviciului rutier vor acționa pe toate străzile unde s-a instaurat sensul unic de circulație, astfel încât să nu se producă blocaje și nici evenimente rutiere nefericite. Începând cu această dimineață, de la ora 6, s-au instituit restricții de circulație pe încă două străzi în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Este vorba despre strada Calonfirescu, dinspre strada Smârdan către strada Independenței, și strada Brâncoveanu dinspre strada Independenței către strada Smârdan. Continuă activitatea de implementare a sensurilor unice în Drobeta-Turnu-Severin. O activitate pentru asigurarea afluenței traficului. Precizez faptul că de azi dimineață, de la orele 6, încă două străzi au intrat în circuitul străzilor cu sens unic. Este vorba de strada Brâncoveanu și strada Calonfirescu. Urmarea indicatorilor amplasate pe aceste străzi, circulația pe strada Brâncoveanu se desfășoară dinspre strada Independenței în sens unic către strada Smârdan, iar cealaltă, strada Calonfirescu, în sens unic de pe strada Smârdan către strada Independenței. Având în vedere faptul că în ultima perioadă de timp numărul autovehiculelor înmatriculate în județul Mehedinți, dar și pe teritoriul altor state care circulă în municipiul nostru, a crescut, iar numărul persoanelor care dobândesc permis de conducere este de asemenea într-o continuă creștere, pentru reducerea numărului de evenimente rutiere, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu reprezentanții administrației publice locale, au considerat oportună instituirea de restricții de circulație prin includerea sensului unic. Până la sfârșitul acestei săptămâni, poliția cu echipaje mărite vor acționa pe cele 14 artele din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, care au fost date drumul cu sens unic, cele 12 săptămâna trecută și încă două care au fost astăzi. Scopul principal acțiunii este acela de a informa conducătorii auto despre schimbarea străzilor și pentru a fluidiza traficul rutier. Tot începând de astăzi și până la sfârșitul săptămânii, aproximativ 30 de polițiști ai serviciului rutier din Mehedinți, biroului rutier și biroului ordine publică din cadrul poliției municipiului Drobeta-Turnu-Severin vor acționa pe cele 12 străzi cu sens unic date în funcțiune săptămâna trecută. Este vorba despre străzile Rahovei dinspre strada Carol către strada Traian, strada Păcii dinspre strada Crișan către strada Orli, strada Mihail Cogălnicianu dinspre strada Cicero către strada Gheorghe Anghel, străzile Dumitru Tudor, Tudor Arghezi, dinspre strada Gheorghe Șincai către strada Gheorghe Anghel, străzile Mihail Sadoveanu, Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Gheorghe Anghel către strada Gheorghe Șincai, străzile Ion Minulescu, Ion Luca Caragiale, dinspre strada Gheorghe Șincai către strada Gheorghe Anghel, strada Liviu Rebreanu, dinspre strada Cicero către strada Gheorghe Șincai, strada Crihala, dinspre strada Gheorghe Șincai către strada Gheorghe Anghel, strada Dorobanți, dinspre strada Gheorghe Anghel către strada Gheorghe Șincai, strada Gheorghe Țițeica, dinspre strada Gheorghe Șincai către Cicero, și strada Oltului, dinspre strada Gheorghe Șincai către strada Gheorghe Anghel.